bebeluș înseamnă un univers care trebuie iubit ca să crească, pentru ca să acumuleze. Vine cu un bagaj de cunoștințe pe care la ora actuală, din păcate, știința nu îl poate cuantifica. Și trebuie să înțeleg, să învățăm să îl iubim și să-l lăsăm să ne iubească, pentru ca să crească și să devină om. Mama este, sigur, prima care îl iubește cel mai mult. Noi, în general, consiliem mămicile gravide, întotdeauna când vin, să-și iubească foarte mult pruncul, chiar dacă se tem de el. În general, ca să o luăm din burta mamei, în primele 3 luni de viață, foarte multe mămici, foarte multe mămici suferă de ceea ce noi numim disgravidie de prim trimestru, adică varsele, e rău, nu pot să stea în picioare, au diverse stări care frizează stare patologică, nu sunt, pur și simplu sunt legate de temerile mamei față de produsul ei de concepție, față de copil. Am să fiu în stare să-l cresc, am să fiu o mamă bună, o să mă iubească, dacă îl cresc degeaba, dacă nu mă iubește, dacă nu o să fie sănătos. Deci există o grămadă de probleme care vin asupra mamei și atunci, sigur, asta produce, induce la mamă stare de nesiguranță și automat favorizează apariția acestui sindrom de care noi spunem că este disgravidia de prim trimestru. Ce le spunem la mame? De obicei, ce fac eu? Eu le învăț să își învelească pur și simplu burtica cu palmele. Palmele noastre pot radia foarte multă iubire, foarte multă căldură și cumva putem proteja copilul cu dragostea și cu căldura. Și să pună foarte multă lumină în palmele lor. Și în zona aceasta, undeva în zona triunghiulară, din fața abdomenului lor, la un interval de 60-70 de centimetri, să nu intre nimeni. E foarte important, este spațiu vital al copilașului. Cu cât sarcina crește, acest spațiu vital se apropie mai mult. Capătă o intensitate mai mare. Și atunci e foarte important să protejezi această zonă. De obicei, însă, în această zonă trebuie să intre și tatăl. E foarte important ca bebelușul aflat în burta mamei să simtă mângâierea tatălui, să simtă că tatăl participă și că l-așteaptă. Cu copilul trebuie vorbit, copilul aude și vede din burta mamei. Trebuie să-i spui că-l iubești, trebuie să-i spui că-l dorești, trebuie să-l încurajezi. Pentru că, acum, teoriile medicale sunt că noi ne naștem din spermatozoid și din ovul, dar teoriile celelalte spun că suntem de undeva din structuri mult mai profunde, niște structuri nemuritoare, teribil de frumoase. Nu e cazul să povestim acum. Important este însă să știm cum să iubim copilașul. Acele mame care au fost consiliate să asculte muzică, să danseze, să se iubească cu soții lor, soțul să participe la creșterea copilașului, au avut copii sănătoși și fără colici. De reținut, disgravidia de prim trimestru este cauzată de fricile mamei vis-a-vis de sarcină. Distanța de 60-70 de centimetri din fața abdomenului mamei este spațiul vital al copilului. Fătul trebuie să simtă și afecțiunea tatălui.